Salut! Mă bucur că sunteți și astăzi alături de mine. Aș vrea să vorbim un pic despre mobilitate. Dacă vă uitați un pic la copii, când sunt mici, ei au un grad de mobilitate extrem de ridicat, sunt foarte flexibili, de fapt sunt ca niște, parcă ar fi făcuți din plastelină. Așa am fost și noi când am fost mici, numai că odată cu creșterea și înaintarea în vârstă, am devenit mult mai rigizi. A apărut sedentarismul, creșterea în greutate, lipsa hidratării corespunzătoare, sau chiar lipsa de mișcare totală, asta ne-a făcut să ne pierdem mobilitatea. Însă, din punctul meu de vedere, mobilitatea este un aspect extrem de important pe care mulți oameni nici măcar nu îl iau în considerare. Ce înseamnă de fapt mobilitatea? Mobilitatea înseamnă capacitatea de a-ți modifica sau de a te mișca în spațiu, de a-ți schimba forma sau poziția. Acum, mulți oameni sunt foarte concentrați pe a-și antrena mușchii, dar nu pun deloc accent pe articulații. Iar asta se resimte în viața reală pentru că devenim mult mai rigizi și încep să apară durerile. Nu vă panicați pentru că avem și soluție pentru chestia asta și astăzi vreau să vă arăt câteva exerciții care vă vor ajuta să câștigați mobilitate. Bineînțeles, dacă le veți face constant și dacă nu vă veți abate de la programul vostru de antrenament. Să-i dăm drumul! Primele mișcări pe care vi le voi arăta astăzi îmbunătățesc mobilitatea articulației mâinii. Palmele pe salteluță. De fapt, mai întâi vă așezați în poziția patruped, cu genunchii și palmele pe salteluță. De aici începem să ne mișcăm du-te-vino sau față-spate. Apoi, putem să facem stânga-dreapta, lateral. De asemenea, articulația mâinii se poate pune și invers, pe salteluță. Atenție aici să avem brațele perfect întinse. La fel, începem cu o mișcare de du-te-vino și apoi o mișcare laterală, stânga-dreapta. Putem să punem și degetele pe salteluță și să ne focusăm un pic pe a ne ține greutatea deasupra umerilor. Pumnii, vreau să desfac mâinile și să le strâng, desfac mâinile și le strâng. După ce am încălzit articulațiile mâinii, putem să ne folosim de un băț pe care cred că îl aveți toți acasă și să lucrăm un pic pe articulația umerilor. Umerii sunt cei mai mobili, așa că putem să facem foarte multe mișcări cu ei. Ridic bățul deasupra capului și cobor. Aici, cobor bățul la spate și ridic. Sau vreau să fac o rotare completă, duc bățul la spate și revin. Bun. Mulți oameni când încep să aibă dureri de spate au tendința să nu se mai miște deloc, însă recomandarea este să vă mișcați, pentru că altfel vă veți pierde complet mobilitatea. O mișcare foarte bună pentru activarea mobilității coloanei, cu picioarele întinse, așezați picior peste picior, vă uitați în sensul opus, privirea este cât de mult spre înapoi, o să simțiți undeva în zona coloanei, în zona de mijloc a coloanei, vertebrele cum se mișcă, la fel și în partea opusă. Aici vreau să vorbim un pic despre șolduri și mă voi ridica. Cu picioarele depărtate și vârfurile scoase un pic spre exterior. Vreau să mă duc într-o fandare adâncă. Atenție la piciorul opus, să-l ridic pe călcâi. Brațele sunt întinse spre înainte pentru a avea un echilibru mai bun. O să simt șoldul cum lucrează. Iar de aici vreau să mă las jos pe salteluță și apoi să duc piciorul
pe salteluță și să mă rotesc spre înapoi. Revin în aceeași mișcare și mă ridic. La fel pot să fac și în partea opusă, pe piciorul stâng. Și mă ridic. Încă un exercițiu care nu lucrează doar mobilitatea, ci și musculatura. Stau în genunchi cu picioarele întinse, brațele sunt depărtate pe lângă corp. În poziția asta vreau să mă las pe spate. Întind brațele, am grijă să nu arcuiesc deloc coloana și revin. Atât pentru astăzi. Nu uitați, mișcarea ne face să ne simțim mai tineri și ne ajută să ne dăm mai ușor dimineața jos din pat. Ultimele două exerciții pe care le-ați văzut vor fi destul de solicitante și am să vă rog să țineți cont, dacă nu puteți să le faceți, de gradul vostru de mobilitate. Puteți începe cu o mișcare mai mică, o amplitudine de mișcare mai mică, apoi pe măsură ce vă simțiți mai stăpâni pe corpul vostru, puteți să încercați mișcarea sau amplitudinea mișcării până la capăt. Să aveți o zi frumoasă și spor la treabă!